Salutare, prieteni! Ușor, ușor vine primăvara. Și ia uitați aici ce animal am văzut pe câmp. Este vorba despre un arici. Cum este speriat de câini. Caută după mâncare și după pereche, cred. Cred că o să bagă sub grajd, pentru că am auzit unde sunt arici în preajma garajului, nu sunt șobolani. Și cred că o să-l prind și o să-l pun sub grajd, să vedem dacă o să stea acolo. De ieșit poate să iasă, că are o gaură sub fundație. Dar s-ar putea să nu iasă în curând dacă va găsi ceva șoareci, șobolani. Ce simpatic este cum aleargă pe aici, pe câmp. Nu prea este deranjat de mine. El își caută după mâncare. Hai să fac și un mic zoom. Da. Caută după mâncare. Și caută perechea, dacă o va găsi, asta nu știu. Nu cred că sunt așa de multe exemplare de arici aici prin zonă. După cum se vede, vizibil fuge de mine. Nu are încredere. Dar nu o să-i fac nimic rău. O să-l duc frumos și o să-l pun sub grajd. Are și el frumos. Am observat niște găuri în grajd. Cred că este de la șobolan. Și asta este o metodă tradițională din Străbuni, că unde sunt arici, nu sunt șobolani. Ia să vedem dacă se va speria. Să pun înapoi zoom-ul. Așa. Am mâna murdară că am gletuit. Da. S-a speriat puțin, dar nu voi face nimic rău. Mai să nu mă înțepe. Așa. Așa. Ia uitați aici. Aici e frumos. Acum este foarte speriată săraca. Am luat-o prin surprindere. Așa, prieteni, am vrut să vă arăt și animăluțul ăsta. Și să vă spun, la care nu știți, că este bine să puneți sub graș sau undeva unde aveți animalele și știți că aveți șobolani. Să puneți acolo. Că vor dispărea șobolanii. Acum nu știu dacă le va vâna sau din cauza mirosului ei, dar știu sigur că șobolanii vor dispărea. Are
Avem aici o gaură unde pot să-i dau drumul și, cum v-am zis, are unde să iasă dacă așa va considera. Ia să vedem dacă va sări acolo. S-a băgat frumos acolo gaura aceea. Așa, mai am eu aici puțin seu de oaie. Cred că o să îi dau puțin ca să ajungi să rămână aici, în zonă. O să îl las aici și îi las și gaura desfăcută, dacă nu va găsi ieșirea la fundație, atunci se poate ieși aici și eventual, dacă își va face bine treaba, o să-l duc și la socrii mei, că au și ei mulți șobolani, așa mi-au zis, că dacă văd cumva un aric să-l duc cu urgență la ei, dar m-am gândit că prima dată o să încerc eu aici. Așa sunt ei, acum sunt speriate. O să trebuiască câteva minute, 5 minute până își revin, mai ales dacă mă voi îndepărta eu. V-am lăsat, prieteni. Sănătate, numai bine!